Guvernul propus de premierul desemnat Dacian Cioloș a picat votul de investitură din Parlament. A fost votat de doar 88 de parlamentari, mult sub pragul de 234 de voturi necesare pentru investitură. 184 de senatori și deputați au votat împotrivă. Președintele Klaus Iohannis va trebui să facă acum o nouă nominalizare de premier. Doar 88 de parlamentari au votat pentru învestirea guvernului condus de Dacian Cioloș, în timp ce 184 au votat împotrivă. Erau necesare 234 de voturi pentru învestire, dar cabinetul Cioloș a atras doar voturile parlamentarilor USR și a unora din grupul minorităților naționale. Numiți toți ciumeții, toți nenorociții care vor să ridice mâna să facă miniștri. Dar nu se întreabă dacă sunt capabili sau nu. Nu i-a testat nimeni. După scandalul prostesc din coaliția de dreapta, soluția PSD este un acord politic pentru învestirea unui guvern de specialiști. Până depășim situația grea din prezent, PSD nu are majoritate și PSD nu face aceeași prostie ca Cioloș și USR de a merge în Parlament fără majoritate. Guvernul minoritar nu poate fi o soluție pentru situația gravă în care se află România. Puneți-i caricaturile astea, mă. Pe ăsta ne mai trebuie acum. Scăpară de Cioloș, sau cum îl chema pe ăla, de Câțu, și veni Cioloș. Numai mizerii, mă. Mâine, păi mâine, cine știe pe cine îl mai pune? Da. Sunt deprimat așa, sunt... Folosesc un cuvânt așa... Sunt scârbit la un moment dat de așa ceva. România are nevoie de un guvern cu o susținere largă, compus din specialiști care să ia măsurile necesare până la primăvară, când se pot organiza alegeri anticipate. PSD a propus încă de anul trecut un acord politic pentru un pact național pe sănătate. 10 măsuri urgente care trebuiesc luate de guvernul care va fi instalat, soluții pentru creșterea ratei de vaccinare, soluții pentru plafonarea facturilor și protejarea consumatorului vulnerabil, ambele preluate de putere, dar și soluții pentru redresarea economică. Deci atâta timp cât știe, nu că e 100%, 1000% sigur că nu trece, de ce trebuie să mai piardă timpul prin ăștia? Sunt oameni irresponsabili. Nu mai țin cont de nimic. Dumneavoastră presa vorbiți, dar nu să mai uite nimeni la asta, decât omul de rând să mai uită și la asta. E incredibil ce se... Acum vorbesc din suflet chestia asta. E incredibil ce se întâmplă. Nu puteam să cred o dată că văd atâta nesimțire în țara asta. Asta numai ca să fiu și eu acolo. Știu că nu... Dacă nu mă duc, la ce mă pierd timpul acolo? Dacă știu că... Doar încă o dată, oricine știe, dacă care nu se pricepe la politică, știe că nu ăsta. Ce caută să mai pierdă timp să se mă adune acolo? Asta. Nu o să pună mâna să înțeleg. Hai, bă, să trecem atâtea probleme ale România la ora actuală și ei stau și își fac de cap acolo și bași joc de lume. Dar ce credeți că ar trebui să facă președintele țării în acest context? Eu cred că cea mai sigură soluție ar fi să facă un guvern repede de coaliție până trecem din criză și până să ajungem la anticipate. Pentru că așa ăștia nu mai termină niciodată. Guvernul Cioloș nu va trece, că n-are cum, pentru că oamenii care s-au prezentat la comisii ieri sunt de toată rușine. Oameni care n-au demonstrat nimic. De fapt, am văzut și o opinie a vicepreședintelui Uniunii Europene despre România, că suntem o țară asiatică și africană, cu conducători foarte slab pregătiți, hoți și mincinoși. Și nu cunosc nimic. Deci, iar domnul Iohannis doarme. Domnul Iohannis e catastrofa României. Un om care a profitat 7 ani de zile și mai are de profitat încă vreo 3, așa, de statutul de președinte al României. Stă. Și țara este într-o situație groaznică, cu crizele astea, unde suntem pe locul întâi în lume la mortalitate, și el convocă întâlnirea cu decidenții mâine, poi mâine, când are el timp, pentru că vineri pleacă la Sibiu la odihnă. PSD a oferit mereu soluții pentru îndreptarea prostiilor făcute de cei care guvernează. În prezent, un acord politic pentru învestirea unui guvern de specialiști, până depășim situația grea din prezent, este soluția ideală.